se întâmplă atunci când experiența de viață și de lectură e din ce în ce mai mare, este că citești din ce în ce mai sec, fără emoții. Ce s-a întâmplat cu lectura asta este că au fost pagini întregi, partea de pensionare spre sfârșit, a fost atât de puternică pentru mine, încât ai sentimentul ăla pe care l-ai când ești adolescent, copil, de-abia începi să prinzi gustul literaturii, ai vrea să știi ce urmează, dar ai vrea să nu se mai termine, rămâi acolo, rămâi prizonier în lectură și te transubstanțiezi cu personajul. Culturale care într-un fel sau altul te înstrăinează de experiența foarte directă. Ioana devine regina în această carte, scriitoarea devine personajul și încearcă, este greu pentru oricare dintre noi, putem să fim nemaipomeniți de talentați și cu imaginație teribilă, probabil că cele care avem câte un copil, maxim doi, copiii și ea ca femeie, de fapt a dispărut, a devenit pur și simplu o doamnă. Din momentul acela a început viața ei unidimensională, mamă. Sunt scene extraordinare în care din cauza faptului că îi se îngustează experiența, chiar și a relației cu alte mame,
vacă, care e prădătoare ca orice fel de prădătoare și care trebuie să fie prădătoare pentru că și are copii de hrănit. Și această vulturoaică încearcă să prade un pieduț nou născut și este pieduțul respectiv și ea sunt apărați de câinele bălan, care până la urmă în toată carte e de fapt singurul ei prieten, singurul pe care se baza ca prieten. Câinele bălan, dar pe de altă parte ea nici nu vrea și apără vulturoaica pentru că se pune în situația unei mame, fie și prădătoare, care trebuie să mai trăiască, să-și urmească bun. Deci această empatie, un fel de, cum să spun, extindere la nivel cosmic a maternității și a solidarității în maternitate, are așa, o simți profund și începi cu adevărat să înțelegi ce însemna sacralizarea gliei, a mamei pământ, Gaia, care ne-a creat pe toți, naște mereu forme noi. Sunt momente întregi în care ai impresia că poți înțelege cum s-au născut cultele fertilității, că poți înțelege de ce Gaia a fost cumva zeiță primordială, de ce fiecare dintre noi e posibil pe lumea asta pentru că o femeie ne-a născut și că depindem fundamental de voința ei. Pe de altă parte, această femeie în această carte este într-un fel sau altul total strivită exact de cei care sunt creația ei, nu pentru că ei vor, ci pentru că vrei nu vrei, o micesc și o reduc la o singură dimensiune să gândească, să existe, să trăiască, să facă numai și numai pentru ca ei să poată trăi, să se poată dezvolta. E impresionant că toți acești 12 copii nu apar cu numele lor, ci apar mai degrabă cu caracteristica lor definitorie. Cel care alină, fata foc și pară, cel care se bucură, cel dulce și așa mai departe. Deci cu trăsătura care într-un fel sau altul o atinge pe femeia asta într-un mod splendid. Există strecurate aproape ca, nu știu, ca o boare în carte și faptul că această femeie a avut cândva, la 16 ani, înainte să fie căsătorită, a avut un mic fulger de dragoste în viață. Și acel valer care reapare spre sfârșit este bărbatul care ar fi vrut ea să fie bărbatul ei și care îi mai trece prin minte foarte rar ca un fel de vis pe care, de care nici măcar nu-și permite să-și amintească. E colosal asta. Iar sigur că la un moment dat tot ce face și felul în care gândește Regina ți se pare extrem de poate prea tensionat, că dizolvarea ei în copii este prea exagerată. La sfârșit aflăm mai mult. Aflăm că ea poartă în sufletul ei din copilărie o vină care nu este reală. O vină pentru moartea surorii ei, Valeria, interesant cuplu Valer Valeria, ca nume. Și parcă toată viața ei s-a rușinat că a avut norocul să trăiască și că toți acei copii au fost de fapt protejați, ocrotiți, ca un reflex derivat din marea vinovăție că nu și-a putut apăra sora. Femeia asta nu protestează. Nu protestează toată carte. La sfârșit, când situația îi devine absolut dramatică din punctul de vedere, punct de vedere trupesc, deci când ea însă devine obiectul grijii altora, singura ei voce este exact ceea ce nu și-a îngăduit vreodată să facă pentru că trebuia să-i țină pe toți ceilalți, să
se nască, să trăiască și să crească. Urletul. Era urletul neurlat în toată perioada în care ea a fost condiția de posibilitate a tuturor acestor copii și a soțului ei, a tuturor celor care au depins de ea. Nu am mai avut o asemenea experiență de lectură niciodată. E prima oară în viața mea când încerc și eu cu autoarea să înțeleg maternitatea în condiții din astea extreme. O maternitate care într-adevăr te face pe tine nimic și total neimportant. Poate că a sosit timpul în istorie să înțelegem cât se poate de dinăuntru experiențele acestea și să fim cu adevărat bucuroși că pe lângă cultura de până acum avem una ginomorfică, splendidă, în care experiențele extrem de profund femeiești capătă o dimensiune culturală excepțională, cum e cazul acestei cărți. Mulțumesc, doamne!